Romani 8, începem cu versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Vă rog să vă reașezați. Potrivit cu cuvântul citit, cu tematica acestei serii, adaug drept binecuvântare pentru Domnul, așa obișnuiesc la început, ce scrie în Efeseni 1:3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Și scrie pentru ce să fie binecuvântat. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Și atenție, în El, în Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană. Doamne ajută! Amin! Pentru realizarea acestei binecuvântări de lucrări, vă salut și pe dumneavoastră cu versetul 2 de aici. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Dacă Domnul mă ajută, cele ce urmează să le spun le pun sub un titlu, oarecum sună interogativ, ce plan are Dumnezeu cu tine și cu familia ta? Așa am citit aici în versetul 28 că toate ar trebui să funcționeze favorabil dacă ne încadrăm în planul Său. Spune Cartea Sfântă, revin la Efeseni, la capitolul 3, că Dumnezeu, versetul 11, a avut, are pe rol un plan veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Un plan făcut, spune în 1:9, în sine însuși. Și cum lui Dumnezeu îi plac tainele, în asta stă slava Lui, spune Cartea Proverbele, scrie aici în 3:9, și 10, că pe măsură ce acest plan se derulează și îngerii sunt curioși să vadă ce se întâmplă. De ce n-am fi și noi, nu? Oarecum ne privește acest plan binecuvântat realizat în Domnul Iisus Hristos. Când a fost ședința aceea numită Conciliul de la Ierusalim, în Fapte 15 stă scris, în versetul 18 despre Dumnezeu care face lucruri care sunt cunoscute din veșnicie. Nu-L înțelegem noi pe deplin pe Dumnezeu. Spune Solomon asta, deșteptul, că Dumnezeu ne-a dat ceva din gândirea asta, dar de la început până la sfârșit, viziunea noastră, nu vedem noi 360 de grade în jur și nici nu vedem noi departe, departe. Dar Dumnezeu nu doar că le vede, le-a rânduit pe toate. Și spune la un moment dat în cartea profetului Daniel, un înger vine după o împotrivire și zice în versetul 10:21, vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Din cât înțeleg, în această carte e scris tot ce are să se întâmple. Și spune în capitolul următorul 11, la versetul 2, acum îți voi face cunoscut adevărul. Și îi spune care va fi succesiunea regilor în imperiul de atunci. De aceea, cei ce nu cred în capacitatea aceasta lui Dumnezeu de a le previziona pe toate din eternitate, spun, nu se poate cartea asta să fost scrisă în secolul 6 înaintea noastră, când a trăit Daniel, pentru că astea sunt evenimente din secolul 3, secolul 2 înaintea noastră. Am ajuns la convingerea că atunci când se întâmplă ceva, de fapt nu se scrie, atunci se citește. Că descrise sunt scrise, numai că nu avem noi acces la ele. Dar la Dumnezeu toate sunt notate. Și dacă mă întorc la textul nostru, încredințăm familia și pe cei doi gemeni, părinților evident, că și pe ei Dumnezeu i-a cunoscut din veșnicie. Credem noi că Dumnezeu are un plan particular pentru fiecare dintre noi? Amin. Sunt anumite persoane speciale în Scriptură, îmi spune noi, despre astea citim, zice în Ieremia 1, i-a vorbit Domnul, a fost părerea lui, versetul 5. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei, deci înainte de concepere. Apoi vorbește și de perioada prenatală. Și mai înainte de a fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Cu alte cuvinte, îmi făcusem un plan cu tine. Spune Pavel la rândul lui în Galateni, în capitolul 1, versetul 15, dar Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale. A spus Dumnezeu, ca să nu mai citesc toate așa în fugă, că dumneavoastră știți, 1 Împărați 13, rostește un cuvânt un profet venit din Iuda la Betel. Se va naște un fiu a casei lui David, numele lui va fi Iosea. Și asta s-a întâmplat vreo 300 de ani mai târziu. Și nu numai că s-a născut, cum a zis Dumnezeu, a făcut și a spus Dumnezeu. Că parte din profeția aceea s-a împlinit în aceea zi și parte din ea peste 300 de ani. Ce să mai spun? Că în cartea Daniel scrie în capitolul 12 că sfârșitul, atunci când păcătoșii își vor umple măsura nelegiuirii, cum spune în 8:23, zice în capitolul 12 că-i stabilit pe zile 1290, 1335, ca să nu mai adaug și faptul că Domnul a zis nu numai de ziua și de ceasul acela, că la Dumnezeu toate funcționează perfect. Este un orologiu la Copenhaga, are vreo, nu știu, 1500 sau 2500 piese, să nu greșesc. E un calendar, de fapt, pe mii de ani. E așa de perfect, indică foarte multe lucruri, dar la nu știu câte vreme trebuie corectat. A lui Dumnezeu, cum zice tot Solomon, la ce face el, nu-i nici de adăugat, nici de scăzut. Numai că, dragii mei, Dumnezeu, deși le face pe toate și poate să le facă pe toate, El vrea să fim împreună lucrători cu El. Și sub acest aspect Dumnezeu nu face din noi roboți. De aceea am pus întrebarea, ce plan are Dumnezeu cu tine? Cu asta n-am vrut să scot un răspuns ca și cum noi am ști. Să vă zic ce s-a întâmplat cu un om notat în Scripturi și nu un oarecare, o care s-a lăudat Dumnezeu, scrie în cartea Iov, în capitolul 17, că omul acesta, știți, avea o gospodărie mare. Între altele, pune versetul 11, capitolul 17, ce mi s-au dus zilele, mi s-au nimicit planurile, planurile acelea făcute cu atâta iubire în inima mea. Sau zice în capitolul 29, aceleași cărți, spune el aici, Dumnezeu mă păzea și socotea el că în felul acela vor curge lucrurile în continuare. La un moment dat, Dumnezeu îl surprinde și zice în capitolul 23 al cărții sale, versetul 13, dar hotărârea lui este luată. Cine se va împotrivi? Nebucat Nețar? A recunoscut și el în final că trebuie să fie cu minte. Ce-i dorește sufletul, aceea face. El își va împlini dar planurile față de mine și va mai face și multe altele de care Iov n-avea cunoștință. Și tot s-a frământat Iov, Doamne, vreau o discuție. Am un subiect care mă frământă, nu înțeleg. Și când vine Dumnezeu în dialog, lansează o ploaie de vreo 70 de întrebări și dacă unde ai fost tu când eu le-am așezat pe toate, știi? La un moment dat îl ironizează și spune, da, că tu ești bătrân, nu? Și eu în final spune, Doamne, m-am învățat ceva ce încă n-am știut, că trebuie și să tac când nu pricep. Și a urmat alți 140 de ani și alți 10 copii. Dar eu v-a rămas credincios și mai greu și cu vremea l-a înțeles pe Dumnezeu. Să ne dea Domnul și nou harul acesta. Și Vă rog să rețineți în încheierea acestei idei referitor la planul Dumnezeu pentru fiecare, personalizat, mă întorc la Roman 8:29, să vedeți că nu-i vorba numai de unii cu chemare specială. A zis Dumnezeu, scrie în Geneza 17, către Avram, de Ismael, și nu era vorba de Isaac. Era un Ismael născut așa dintr-o improvizație, am spune noi. Zice, și la asta vreau să-i dau 12 băieți. Și atunci mortalitatea infantilă era destul de ridicată și au spus, nu, ăștia băieții ăștia ajung mari și o să fie voivozi. Și așa a fost, nu? 8:29. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte. I-a și hotărât mai dinainte, cu asta nu susțin o predestinare, ci doar previziunea lui Dumnezeu și hotărârea în baza previziunii. Aici e vorba, dragii mei, de toți mântuiții, de toți rânduiți să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și ce frumos scrie în Evrei 2, că lui nu este rușine să ne numească frați. Nouă ni cinste mai mare, nu? Depinde unde, că la adunare la toți ni cinste, dar și în alt cadru. A spus Domnul, scrie în Marcu 8 și nu numai, că dacă ne este rușine de El, va fi și lui rușine de noi și nu va cădea deloc bine, cum spune 1 Ioan capitolul 2, la venirea Lui să avem îndrăzneală și să nu rămânem de rușine. Domnul să fie binecuvântat că a avut plan cu fiecare dintre noi. M-a întrebat cineva odată, de ce sunt trecute acolo în prima parte a cărții 1 Cronici și nu numai, niște nume la rând acolo? Ce rost au? Și am zis, da, dacă erai și tu numărat acolo, îți plăcea să citești, nu? Acolo nu-s trecuți toți, dar în cartea lui Dumnezeu sunt trecuți, auzi, cartea vieții mielui de la întemeierea lumii, că de atunci ați prevăzute. Vom fi de acord cu planul lui Dumnezeu și pentru casa noastră. Îmi vine în minte păstorul de la noi, fratele Eugen Micurescu, se căsătorise de curând, era la Timișoara, la o rugăciune și de Domnul o vedenie prin fratele Todoraș. Zice, măi, nu-mi place bine. Am văzut un pai cu 5 boabe pe spic, am numărat a doua oră în vedenie, au fost 6, mă, cum 6? Și am numărat încă o dată 5. Zice, atâta mi s-a dat că ăsta e vorba de copiii tăi, și vor fi toți de un fel, dar nu mi s-o dat, că noi nu știm numai cât ne citește din carte, restul nu știm. Ori o să fie numai băieți, ori numai fete, dar nu pricep de ce am numărat 5, 6, 5. 6 a născut, dar una a murit la o zi, două după naștere și toate fete. Povestea fratele Samuel Țif, păstor în zona Făget. Măi, aveam 5 copii. Și aici, asta nu mai țin minte, să nu greșesc. Ori numai băieți, ori numai fete. Și de Domnul un cuvânt descoperit prin fratele Băleț, un proroc din zona aceea. Ascultă, femeie, Domnul va mai binecuvânta pomul vieții tale și va schimba felul binecuvântărilor din trupul tău. Dacă primele 5 au fost fete, așa s-au fost băieți, dacă primele 5 băieți, așa s-au fost fată. Și răscut așa până la 9. Alt cadru de rugăciune, prin același proroc în casă la ei, sora cu treabă, fratele prorocea în partea cealaltă a camerei la cineva, intră dumneavoastră, numai trece pragul, se oprește acolo și zice, ascultă, femeie din casă, Domnul va mai binecuvânta pomul vieții tale și va mai rodi o dată, încă o dată și ultima dată. Și era un proroc așa foarte operativ, am spune, o prorocit mai departe la altul acolo. I-au socotit în minte ei, o dată e 10, încă o dată e 11 și ultima dată e 12. La se oprește prorocit și spune, da, femeie, cum ai numărat, așa va fi. Și iarăși continuă treaba. Și spune, frate, așa a fost, că Iacov a spus cu 7 de la Leia, 13 în total cu Dina, am 33 cu 5 în Geneza, și câți copiii care mi-a dat Domnul. Dar băiatul lui în 48 zice, eu uite, Domnul mi-a dat 2. Dumnezeu are socotelele și planurile Lui, că sunt unii care tare și-ar dori copii, nu? Păi și nu pot, alții au mai mulți. Dar nu e așa în toate că unul e bolnav și altul e sănătos o viață întreagă. Nu e așa că e diferență că unul e bogat, material, financiar, vorbind, și altul e sărac. Și spune în Proverbe 22:2 că Dumnezeu a făcut și pe bogat și pe sărac, nu? Numai depinde pe ce listă figurăm, nu? Și la sărăcie, și la tematica cu copiii și la cea cu sănătatea, dar ce-i mai frumos, trag nădejde. Dumnezeu ne dă har să figurăm pe lista mântuiților și planul acela etern ne cuprinde și pe noi. Că mai mulți, că mai puțini, după cum a împărțit Dumnezeu pe fiii oamenilor, dar să fim în acord cu planul lui Dumnezeu, că e un plan binecuvântat. Și Dumnezeu ne va da har să fim împreună lucrători cu El, slăvit să fie Domnul. În acest plan, dragii mei, ca părinți avem nu doar rolul să fim în acord cu Dumnezeu dacă e vorba să se nască. Știți care e un rol mare sub acest aspect? Vă citesc din Psalmul 78, spune Cartea Sfântă prin Asaf că Dumnezeu a dat o lege să-și învețe copiii, dar cu ce scop? Versetul 7. Ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, adică scopul educației e să-i conștientizăm pe copii din proiectul lui Dumnezeu. Să-și pună încrederea, măi, Dumnezeu v-a rânduit. Auzi, înainte în temerea lumii, uite, ce har să vă naște într-o familie de pocăiți, că ăștia au favoruri speciale, cum au evreii de la părinții lor, și Dumnezeu vrea să-L cunoașteți și noi de partea noastră doar atât avem ca rol, generic vorbind, să vă aducem în fața lui Dumnezeu și să-L cunoașteți. Ceva în ideea asta, în a-și pune încrederea în Dumnezeu, zice și în Proverbe 22, citesc de la versetul 19, pentru ca să spui încrederea în Domnul vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. Și dea bunul Dumnezeu copiii noștri cât mai degrabă să-L întâlnească și să-L priceapă pe Dumnezeu. Atunci, ca părinți, să zic așa, ne-am împlinit mandatul. Cu copiii ca și cu averea, cum a zis David în 1 Cronici 29, Doamne, ce-ți dăm e de la tine. Și copiii vin de la Domnul cu misiunea ca noi să-i prezentăm acum la binecuvântare și mai apoi să favorizăm climatul acesta binecuvântat ca ei să-L întâlnească, să-L cunoască pe Dumnezeu și să-i slujească. Ideea asta scria David și în 1 Cronici, capitolul 28, versetul 9, către fiul său Solomon, și tu, fiule Solomoane, asta să le spuneți la copilași. Cunoaște pe Dumnezeu Tatălui tău, slujește-i cu toată inima, cu suflet binevoitor, Domnul cercetează toate inimile, pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Și Dumnezeu să binecuvinteze părinții să-și învețe copiii nu doar așa o teorie, nu doar o carte, nu doar o religie, ci să-L cunoască pe Dumnezeu. Că cei ce-L cunosc pe Dumnezeu fac mari isprăvi și în vremuri critice. Avea bunica mea o vorbă, ține-te de Dumnezeu că de bun stăpân te ții. Mărit să fie Domnul. Aș vrea să nu rămân doar la rolul părinților, că întrebarea viza ce plan are Dumnezeu cu tine și cu casa ta. Oare noi, la nivel de individ, nu doar la nivel de familie, ne-am împlinit menirea? Ce a hotărât Dumnezeu pentru mine, respectiv pentru tine? Eram tânăr și m-am dus într-o zi la bunici. Bunicul meu avea descoperiri de la Domnul. Și îmi spune, astă noapte a venit la mine un om îmbrăcat în haine albe și mi-a spus, va veni Iosif la tine. Să-i spui să citească 1 Timotei 4 de la versetul 11. Și să știe că asta e chemarea lui Dumnezeu pentru el. Aici scrie așa, citesc selectiv. Poruncește și învață. Ia bine seama la învățătură, nu fi nepăsător, pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndelenicește-te în totul cu ele. Fii cu luarea minte asupra ta, asupra învățăturii. Că Domnul mi-a confirmat atunci prin bunicul ceea ce eu simțeam în lăuntru meu, dar eram foarte timid, așa retras, că Domnul mă cheamă să fiu învățător în poporul Lui. Ca în felul ăsta mă mântuiesc eu și se mântuie și alții. Că cel ce și-a îngropat talentul n-a fost bine primit. Păi de ce a primit numai unul? A gândit Dumnezeu bine. Vrea să îngroape doi? Măcar s-a pierdut numai atât. Și de-a lungul vieții am văzut un Dumnezeu vrea să fim lucrători împreună cu El. Și unul e chemat să învețe, altul este dat să cânte, altul să facă altă lucrare. Ce binecuvântare sunt oamenii de ordine, apociți se ocupă de cei în nevoie, mijlocitorii, că toate sunt necesare în biserică, precum organele în trup, așa-i? Am auzit pe un medic spunând, mi s-a extirpat apendicile, deci dacă știam eu ce valoare are la nivel de imunitate, apoi făceam orice să rămân cu el. Deci atunci nici n-am știut, poate n-au știut nici medicii la fel de bine, că nu sunt nici organe vestigiale, așa cum se credea, care chiar n-ar fi de folos și nu sunt nici oameni care Dumnezeu nu i-a rânduit la ceva. Fiecare e chemat să facă ceva și să nu uita să o facem ca pentru Domnul, ci că un om într-o haltă mătura așa să nu rămână un pai. Și nu-ți mai de ce că nu-i gara mare din capitală, o să ia aceeași rețea de căi ferate. Aici ține de felul în care eu respect instituția, de felul în care eu vreau să mă încadrez în planul lui Dumnezeu. Am citit despre Pavel că Dumnezeu l-a rânduit și când el a avut o vedenie, că la început a fost destul de împotrivitor, spune el în Fapte 26, când Domnul i s-a arătat, vorbea în fața lui Agripa, arestat fiind. Și zice în versetul 19, de aceea, împărate, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Spune el în Corinteni 9, sunt dator și vai de mine dacă nu fac ce m-a pus Dumnezeu să fac. Îmi spunea un prieten din Austria și am visat că a venit la mine un bătrân în haine albe și mi-a zis, auzi, când te vei întâlni cu Dumnezeu, nu te va întreba ce ai făcut, că ai vrut tu să faci. Te va întreba dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Și dacă ar fi să mă întorc și la nașterea copiilor, în anul 2000, a murit în accident un copil al sorei mele mai mare, căsătorit de un an. S-a dus tata la amvon, prezbiter fiind, a început să plângă și a zis, plâng din două motive. Am un nepot mort, dar mai am un motiv. A zis, soția mea, mama, avea vedenii. Într-una a visat că trebuie să nască un băiat. Și 7 ani s-au tărăgănat până să mă nască pe mine. A zis, cum mă făceam eu vinovat, nu numai de el și lucrarea lui, de copiii lui. Și a zis bietul tată plângând, eu cred că Domnul i-a dat îndurare, a zis, dar după el trebuia să mai avem o fată. Și mama mea a visat de mai multe ori și ultima dată când ar mai fi putut să aibă, i-a zis fata aceea, mama, pe mine ce nu m-ai primit? Și a plâns tata de la amvon și a zis, nu știu ce face Domnul cu mine. Eu cred că Domnul i-a dat îndurare, i-a dat viață lungă. De curând au plecat la Domnul amândoi părinții mei după 68 de ani de căsătorie. Eu sunt cel mai mic în familie. Dar nu numai la capitolul naștere, la capitolul slujire. Revin la cazul acela și zice omul îmbrăcat în haine albe, de ce n-ai mai prorocit? De când n-ai mai prorocit? Și a dat cu număr câte prorocii trebuia să rostească. Și din ele, cu număr, cât erau de maxim importante pentru salvarea unor oameni. Când mi-a spus visul, trecuse o lună și a zis, așa cu tremuram, mă va întreba Dumnezeu. Spunea fratele Dragoș într-o predică de fratele Octav Axintec, colaboratorul dumnealui, au stat voci într-o descoperire, a zis, pe Octav să nu judecați pentru ce a făcut și pentru ce n-a vrut să facă. Doamne, îndură-te de noi, că eu cred în îndurarea lui Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Citeam într-o carte, într-o localitate unde n-a fost biserică, s-a construit un local frumos, au venit oameni, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea și venea un domn, cum am zis și noi, bine îmbrăcat, nelipsit și de regulă plângea. Și între slujitor l-a abordat, cine sunteți și care e situația, și el a zis, în urmă cu nu mai știu câți ani, 10 ani sau mai mult, a zis, Dumnezeu m-a trimis aici, că vrea să mântuiască mulți oameni. Mi-a spus că m-a ridicat colaboratori, mi-a dat un proiect pentru o clădire, am proiectul făcut acasă, l-a arătat, dar am întâmpinat o anumită rezistență, m-am lăsat de asta și m-am apucat de afaceri. Plâng din două motive, pe de o parte de bucurie, că ce n-am vrut să fac eu, Dumnezeu tot a făcut. A zis Domnul, a zis ucenicii, scrie în Fapte 1, cazul lui Iuda, că se rămână casa pustie și slujba și-o e altul. Mă bucur că Dumnezeu tot și-a făcut lucrarea. Și construcția ce, cum am avut viziune, am proiectele de la arhitect făcut aici tot. Deci îmi pare rău că Dumnezeu nu s-a putut folosi de mine. Planul Domnului tot se duce la îndeplinire, că El este atotputernic. Dar Dumnezeu vrea să ne aibă și pe noi în planul și lucrările sale. Numele Lui să fie binecuvântat. Și în încheiere. Deci dacă Dumnezeu le-a rânduit din veșnicie și noi intrăm pe rol, dacă vrem să ne subscriem acestui plan binecuvântat. Și viața asta se încheie. Vedem pe copilaș, cum zice o poezie, ce repede trec ani, ce scurte firul vieții. Abia ce ne trezim în zori dimineții și vine înserarea și noaptea se așterne și încă o zi se duce și timpul ni se cerne. Ce repede trec ani, mai ieri eram copii, portam în suflet vise și în tolbe bucurii. Voi la tinerețe am întâlnit iubirea și am învățat pe fugă ce înseamnă fericirea. Ce repede trec ani, aspărul inspicat și trupul ce odată zburda, i-a plecat. Durerea în covoi, puterea îl lasă și parcă ar vrea să ajungă cât mai curând acasă. Da, va veni o vreme când eu și tu și ea ne vom sfârși umblarea, cu toții vom pleca. Deci să trăim frumos. Din zorii dimineții, că și repede trec ani și scurt e firul vieții. Nu mai trăim cât Metusala. Într-un fel e bine. Dar viața asta e prinsă în plan cu rost. Și când toate se încheie, și se vor încheia și toate, cum e scris în Apocalipsa 10, o jurat că tot ce-o promis Dumnezeu se va împlini, cu lux de amănunte și după orar. Și începe veșnicia. Și atunci vom vedea noi rostul planului și locul rânduit. Odată mătușa Domnului Iisus, Salome, și cu verișorii, Iacov și Ioan, au venit și a zis, uite, când se așează lucrurile să stea acolo pe poziții de frunte. Și spune Domnul, 20 cu 23, partea finală, Matei, zice, astea sunt păstrate după cum sunt pregătite de Tatăl. Le-am dorit dimineața la mănășturi, la biserica veche, unde am fost, vă doresc acum dumneavoastră. M-am luat convingerea că cea mai mare urare care pot să o fac unui om este să ajungă să dobândească locul care l-a rânduit Dumnezeu pentru eternitate. Mai sus nu te poți urca. Dar dacă nu-ți bei paharul și nu-ți faci lucrarea, mai jos sau să pierzi locul, asta se poate. Vă rog să vă gândiți când e vorba de o naștere, când e vorba de o slujire, de o viață sfântă, de tot ce vreți că e prins în planul Dumnezeu. Nu vă uitați la sudoarea de acum, nici la crucea de azi, ci la coroana de mâine, la slava care aveau să urmeze. Ce înseamnă eternitate pentru noi? Și nu doar tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, ca în povestea românească. Viața veșnică e părtășie cu Dumnezeu, singurul fericit, unde e frumusețea și desăvârșirea, perfecțiunea din toate punctele de vedere la ea acasă. Ce va fi, că spune Efeseni 2 cu 7, că Dumnezeu în veacurile viitoare are să ne descoperă. Nu vede binoclul nostru până acolo. Nu-i telescop să privească până acolo, nici minte să scruteze ceea ce Dumnezeu are acolo. Dar vă rog, priviți, cum spune Evrei 12 cu 2, la bucuria ce vă stă înainte, la locul etern. Pare-mi că v-am spus asta, spun și închei. Împlisem 25 de ani de căsătorie, am fost plecați la o logodnă a unui băiat și au zis alți doi băieți, tata și mama, vreți să zugrăvim casa când nu sunteți acasă, că și până am fost mici am mai măzgălit pereți. Gata, toată casa, alb frumos, farmacie, dar ce a fost interesant, surpriza, un tablou mare, cu toți ai casei, deasupra versetul din Maleahi 3 cu 16, că cei vor fi ai mei în ziua aceea, și de sub Zaharia 9 cu 16, că cei sunt pietrele cununii împărătești care vor străluci în țara sa. Păi și dacă e așa, merită să trudești și acasă și la adunare și să fii în orar cu cel ce le-a gândit pe toate din veșnicie. Că dacă te înscrii în plan și îl iubești pe Dumnezeu, adică agrești ceea ce El a gândit și pentru tine, toate lucrează în favoarea ta. Și cele care aparent sunt o povară, în perspectiva eternității vei fi încântat. Cum știți, soția mea a plecat la Domnul în 2019. Din 2022 sunt căsătorit cu Lidia. Și la scurtă vreme după ce ne-am căsătorit, mă iertați că am zis că închei atunci, mai greșesc predicatorii, dar acum închei. A mai fost așa puțină vorbă pe seama noastră. Și de-o dimineață se scoală așa, și așa ce-am visat. Și-am visat așa că ne-a luat un sol al Domnului deoparte și ne-a zis: am pentru voi, ca pentru toți sfinții mei, locuri speciale în împărăția mea. Dar vă cer să-mi slujiți. Și au zis, vă spun o taină, ca să puteți intra ușor acolo și să puteți sluji, să iertați și să iubiți. Că cine iartă și iubește, slujește ușor. Repet, vă doresc să ajungeți la locul promis, pregătit de Dumnezeu în planul Său. Amin.